Cele mai bune suplimente pentru masa musculară. Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom discuta despre suplimentele pe care le consider eu bune, utile, care să ne dea un bonus, într-adevăr, în momentul în care vrem să creștem în masă musculară. În primul rând, când ne gândim la masă musculară, trebuie să ne gândim la tot procesul, adică trebuie să ne gândim la necesarul de micronutrienți și de macronutrienți, la procesul de recuperare, de odihnă, de, să zicem, repregătire pentru următoarele antrenamente și, desigur, la partea de performanță și energie în timpul antrenamentului, pentru că degeaba avem macronutrienții, degeaba avem odihna dacă nu avem antrenamentul și viceversa, degeaba avem 2 din 3. Ar trebui pentru rezultate cât mai bune, ar trebui să avem 3 din 3. Și haideți să le luăm pe rând. Începem cu macronutrienții și micronutrienții. Aici avem așa, avem nevoie de calorii și avem nevoie de proteine pentru început. Adică dacă nu reușești să ții suficiente calorii din alimentație, ai nevoie de un gainer, de preferat fără zahăr. Și atunci aș merge pe un gainer care să conțină și carbohidrați și proteine, poate și foarte puține grăsimi, dar cu un indice glicemic mic. Asta înseamnă IMS. Asta ar fi varianta mea numărul 1. Dacă ai suficiente calorii în rest, dar nu reușești să ții necesarul de proteină doar, adică să zicem mănânci suficienți carbohidrați, mănânci suficiente grăsimi, dar proteinele nu ți ajung, nu reușești să ții din alimentație, atunci poți lua un concentrat proteic, cum ar fi un whey, un whey exchange, whey izolat, ceva de genul acesta. Toate funcționează. Apropo, toate aceste suplimente le veți găsi în articolul din descriere și exact cu link către ele și tot ce trebuie pentru a le găsi cât mai ușor. Deci în descriere veți avea un articol cu toate aceste suplimente despre care vorbesc. Diferența dintre whey și gainer este că gainerul conține și carbohidrați pe lângă, are mult mai multe calorii. Adică dacă ai nevoie de acele calorii, bine. Dacă nu ai nevoie de acele calorii, nu are rost să-l iei și iei doar o proteină izolată sau un whey concentrat normal. Apoi la micronutrienți, ai nevoie de o diversitate de micronutrienți, vitamine și minerale. Bineînțeles, în primul rând trebuie să te asiguri că ai o alimentație diversificată, mănânci și legume, mănânci și fructe, mănânci și alimente calitative, nu alimente procesate și răsprocesate care nu sunt bogate în micronutrienți. Așa că, oricum, pe lângă asta ar fi bine să adăugăm un complex de vitamine și minerale. În cazul ăsta depinde de situație. Dacă ești la început și ai avut niște deficiențe, poți merge pe ceva mai puternic, cum este Elite Pack, sau dacă pur și simplu totul merge bine, poți merge doar pe ceva de întreținere, cum ar fi vitamin X5. Este genul de supliment, e o capsulă în fiecare zi, după masă, nu trebuie să-ți faci griji, are niște dozaje normale care doar să mențină nivelul necesar pentru ca organismul nostru să funcționeze mai bine. Apoi apare un supliment cu enzime. Asta în cazul în care mănânci mult și vezi că parcă nu înaintezi. Adică să spunem, ai crescut caloriile, ai început să crești în masă musculară, ai mai crescut caloriile, începi să stagnezi. Este clar că deja începi să nu mai asimilezi acele calorii foarte bine. Și aici își poate face locul un supliment cu enzime digestive și acesta este EnzyFuse. Și aceasta se ia o capsulă după o masă mare, o masă bogată. Dacă ai o masă în zi care are 700-800 de calorii, după asta e o capsulă de EnzyFuse și îți va îmbunătăți asimilarea caloriilor de la acea masă. Iar opțional aici, la final, doar în cazul în care ai văzut în analize, doar în cazul în care chiar este necesar, poți adăuga un I-test. I-test este un testosteron booster. Dacă nivelul tău de testosteron este scăzut în mod natural, veți vedea că în funcție de analize ai mai multe intervale, adică ai de la 1 la 9 sau de la 9 la 23, ceva de genul ăsta. Ai mai multe intervale de testosteron în funcție de modul în care este făcută analiza. Dar dacă, să spunem, ești în partea de jos a limitei, ești în limita de jos cu producția de testosteron, atunci un supliment de genul acesta te poate ajuta măcar să crești un pic producția naturală de testosteron. Și atunci un supliment cum este I-Test te poate ajuta. Dacă ți-ai făcut analizele și vezi testosteronul tău este bine mersi de la jumătate în sus, atunci acest supliment nu va face absolut nimic pentru tine. Mergem mai departe. Performanță și energie. Și aici avem un supliment pe care îl știe toată lumea din veci pur și anume creatina. Este un supliment care a rămas pe piață dintr-un simplu motiv. Este ieftin și funcționează, adică pentru cât plătești pe el, rezultatele sunt bune. Creatina te ajută să crești în forță, să crești în masă musculară și arăți ceva mai voluminos. Există această confuzie cum că creatina te face mai pufos, dar este o diferență. Deci în momentul în care reții apă de la alimente, de exemplu, reții apă subcutanat, adică sub piele, mușchiul arată mai pufos. Creatina duce acea retenție de apă în interiorul mușchiului, adică modul în care arată mușchiul nu este schimbat, doar mușchiul devine mai voluminos. Și acea retenție de apă plus creșterea de forță îți va îmbunătăți performanțele în timpul antrenamentului și vei avea antrenamente mai bune și mai intense. În momentul acesta, creatin crea pur normal, creatină monohidrat normală și în momentul în care va reveni pe stoc, crea F7 este alegerea mea principală pentru că are un plus de electroliți care merge foarte bine în timpul antrenamentului. Păi ne ducem la următorul produs
și anume un pre-workout. Pre-workout-ul este, după cum îi spune numele, un supliment pe care îl luăm înainte de antrenament. Este un supliment pentru energie și concentrare. Acest supliment, în schimb, vine cu niște condiții. 1. Dacă îl iei des, dacă îl iei de 3-4 ori pe săptămână, nu-și va mai face efectul, pentru că organismul se învață cu acei stimuli și îl vei lua degeaba. Dacă suplimentul este subdozat sau ai anumite rezistențe la anumite componente din el, iarăși nu-și va face efectul. Deci, pre-workout-ul, să zicem, funcționează pentru o parte din oameni. Poți să încerci să vezi cum te simți folosind un pre-workout. Recomandarea mea este să nu iei de mai mult de 2 ori pe săptămână și să-l folosești în zilele în care într-adevăr ești obosit. Să zicem, ai ziua de picioare, ai avut o zi grea la muncă, dar totuși vrei să te duci să faci picioare. Bun, iei un pre-workout să te mai revigoreze puțin și poți să faci ca lumea picioare. Între suplimentele de la Genius au vreo 3 tipuri de pre-workout, au Fury, au Warcry și au Whisperul, care este pre-workout fără cofeină. Dacă te antrenezi seara, aș merge pe varianta fără cofeină. Dacă te antrenezi în timpul zilei până în 4, cam așa, poți merge pe un supliment cu cofeină, pe un pre-workout cu cofeină și aș alege Warcry-ul, pentru că este o formulă mai nouă, niște ingrediente mai noi, reacționează ceva mai bine în corp. Apoi, în timpul antrenamentului, deja ajungem în zona de suplimente foarte extra, adică deja banii noștri, cât dăm versus cât primim, începe să se schimbe puțin balanța. Prima și prima dată am vorbit despre niște suplimente care, pentru banii pe care îi dai, chiar te ajută. Adică dacă nu ți-e necesarul de proteine și ai adăugat un concentrat proteic și acum îți iei necesarul de proteine, vei vedea rezultate, vei vedea cum crești în masă musculară. Dacă adaugi creatină, vei vedea cum începi să crești în forță. Sunt rezultate vizibile. Dar pe lângă astea avem în intra-workout, de exemplu, putem adăuga așa, BCAA X5, avem o dată, avem Glico GX și glutamină X5, tot așa. Haideți să le luăm pe rând. Deci, BCAA X5 sunt 3 aminoacizi, practic, care sunt de regulă în proporție 2-1-1, în X5 este 2-1-1, plus un complex de electroliți. Acesta merge bine intra-workout, te hidratează mai bine, hidratează mușchiul, îl alimentează în timpul antrenamentului. Te ajută să te recuperezi mai bine, corpul își revine mai bine după antrenament. Deci, avem acest bon. După care avem Glico GX, care este un complex cu carbohidrați, mai multe tipuri de carbohidrați, care ne ajută să ținem mușchiul alimentat, hrănit în timpul antrenamentului, complex care vine și cu electroliți, tot așa. Deci avem electroliți din toate părțile, care ne ajută foarte bine pe hidratarea musculară și cu carbohidrații de care avem nevoie dacă avem antrenamente foarte intense. Apoi avem glutamina, care ajută foarte mult pe partea de recuperare, în special, și ne va grăbi recuperarea, în special când este vorba de antrenamentul fetelor. La fete funcționează ceva mai bine. Dacă ar fi să alegi doar un supliment din acestea 3, să zicem, bugetul nu-ți permite să le iei pe toate 3 și vrei într-adevăr să crești în masă musculară și ăsta este obiectivul tău, mergi pe Glico GX, numărul 2 BCAA X5, numărul 3 glutamina. Și apoi mergem pe partea de recuperare activă, recuperare, odihnă și pregătire din nou pentru antrenament. Și avem în primul și în primul rând Herox. Herox este un supliment pentru îmbunătățirea somnului. Somnul este cel mai important element în partea de recuperare. Acest supliment îți îmbunătățește calitatea somnului. Nu te face să adormi mai repede, nu te face să dormi mai mult. Doar te face să dormi mai calitativ. Dacă dormeai 6 ore, acum vei ajunge într-un somn mai profund și vei dormi mai calitativ. Atâta tot. Asta face acest supliment, te ajută să dormi mai calitativ. Dacă ai un somn agitat, te foiești prin somn sau așa, nu vei ajunge în acel somn profund, în acea etapă de somn adânc în care corpul se recuperează cel mai bine. Pentru a crește recuperarea, trebuie să ajungi în acea etapă de somn profund. Acest supliment te duce acolo. Atât face. Apoi avem Heavy. Heavy este un supliment pentru articulații. Este un supliment foarte bun pentru articulații. În primul rând, te ajută să te recuperezi în cazul în care ai o problemă cu articulația, ai o anumită durere și te ajută pe partea de prevenție. Eu îl folosesc în felul următor. Dacă am o problemă, iau. Clar, asta e simplu. Iau o lună sau două până trece problema respectivă și mă simt în forță, să zicem, să folosesc din nou articulațiile cu greutăți mari. Dacă nu am nicio problemă, iau undeva la 3-4 luni, mai iau o cutie. Adică, să zic, de vreo 3 ori pe an consum Heavy doar preventiv. Și până acum pentru mine a fost perfect, adică mi-a ținut articulațiile destul de bine de când am început să-l folosesc, având în vedere că în trecut am avut destul de multe accidentări. Adică la handbal când făceam degetul ăsta, mi-a fost dat peste cap, am făcut entorsă la el de 6 ori și articulația de aici era foarte, foarte slăbită. La acesta de vreo 3-4 ori, ambele încheieturi au fost date peste cap, tendinită, ambii genunchi, am avut entorsă la ambii genunchi și la ambele glezne. Deci, eu sunt destul de șubret pe partea de articulații și cu suplimentul ăsta chiar am făcut destul de multă treabă. Adică acum mă antrenez la capacitate maximă, nu prea am accidentări care să mă încurce. Și apoi avem tot pe partea de recuperare ashwagandha. Nu este chiar un supliment pentru sportivi, aș spune așa, adică nu neapărat dedicat sportivilor, este un supliment pentru calmare și pentru managementul zilei. Adică acesta este opțional, l-aș considera exact cum este ai testul de mai sus, l-aș considera foarte opțional. Dacă ești o persoană care se stresează, ești o persoană care mai are și altceva de făcut în timpul zilei, nu doar să crească în masă
masă musculară, se poate aduna o cantitate mare de stres. În special, foarte multe persoane în momentul de față sunt anxioase, au aceste stări de anxietate. Acest supliment cu asta te ajută. Și este bine să-l iei în partea de seară pentru a nu-ți afecta performanțele din timpul zilei, adică să reușești să te calmezi, să te deconectezi și să poți să te recuperezi. Acestea sunt suplimentele pe care le consider utile în momentul în care vrem să creștem în masă musculară. Desigur, mai sunt și altele, sunt o grămadă de suplimente, dar eu pe acestea le consider cele mai utile. Când vine vorba de câți bani cheltui, pe cât primești, acestea sunt cele mai utile suplimente. Dacă vorbim, da, mai poți să mai adaugi, nu știu, un plus de aici, un plus de acolo, un supliment care nu știu ce face, dar de regulă este foarte mult marketing, foarte puține rezultate. Acestea sunt suplimente testate care și-au dovedit utilitatea. Așa că, dacă vreți să vedeți toată lista de suplimente cu explicații, cu tot, după cum am zis, veți găsi un link în descriere și noi, bineînțeles, că ne vom vedea la videoul următor. Pa!